care trebuie să privedești toate de tine și fielul bunătății Întrătătorului de viață, vinul și să lăsiești în noi și ne prăcești pe de toate înțelepciune și mântuiești în unele sufletele noastre. Sau Tatălui și Fiului Sfântului și acum și purerea și veșii veșii Doamne, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat! Cu noi este Dumnezeu cu o sănătate și cu o sănătate de divine oameni, totdeauna acum și în lumea și în veci și veci. Amin. Amin. Ședeți. Să dar în această seară, în acest ciclu de evocări și conferințe despre Părintele Galeriu, veți avea bucuria să ascultați doi ucenici foarte, foarte, foarte apropiați. Și este mai întâi domnul inginer Laurențiu Avram, care este și absolvent de teologie, ca și celălalt de altă, domnul Adrian Luican, iarăși inginer. Deci sunt doi ingineri absolvenți de teologie, doi dintre cei, împreună cu fratele Viorel aici, Cristian Pressler, care a scris și cartea Părintele Galeriu, Descoperitor al vocațiilor târzii pentru preoție. Sunt trei ucenici care au făcut teologia, dar n-au mai terminat rânduia la preoție. Nu, spun la preoție. Însă au fost foarte apropiați, toți trei, de fapt, de Părintele Galeriu. Și mai ales prin faptul că se aflau mult în preajma lui în mașină și la conferințele de prin țară. Îl duceau dintr-un loc în altul și în felul acesta beneficiau de învățătură, cum să spun eu, la pachet cu transportul. Da? Și l-au descoperit în multe situații extraordinare. De aceea este foarte mare bucuria noastră că, în sfârșit, mai ales domnul Laurențiu Avram, care rămăsese dator, a hotărât să facă o evocare. Pentru că de multă vreme așteptam o evocare din partea noastră. Fratele Viorel Presă l-a făcut și la noi și în altă parte, la biserica unde am fost împreună, la Sfânta Treime. Fratele Adrian a făcut-o la noi în biserică, parcă cu un an sau cu doi ani. Dar acum începem cu domnul Laurențiu Avram și nașul nostru de cununie împreună cu Părintele. Și nașul de